Republica Moldova și chiar din întreaga lume. La fel, noi o mai numim un mic oraș vinicol subteran, unde avem străzi ce la fel corespund diferitor denumiri de vin sau soiuri de struguri. Spre exemplu, până aici ați putut observa strada Cabernet, Feteasca și Sauvignon. Iar aici este prima noastră stație, Cascada. Această cascadă are două surse naturale, deci apa este curată, este chiar potabilă. Tecmilești Mici este o companie de stat fondată în anul 1969, dar cu aproximativ 200 de ani până atunci, aici era o mină de unde se extragea piatra de calcar. Aceeași piatră care o vedem astăzi pe pereții și pe tavanul peșterii noastre, iar aici în spate avem un exemplar al mașinii care era utilizat pentru tăierea pietrei. Se numește mașina lui Galanin și a început a fi utilizată în anul 1962. Până atunci, însă, piatra era tăiată manual. Această piatră era folosită în construcții, în localitățile din împrejurim, iar după al doilea război mondial, la fel pentru reconstrucția și lărgirea Chișinăului. În total, avem aici 200 de kilometri de tunel, dar la moment, pentru păstrarea vinului, folosim doar 55 din aceștia. Temperatura în tunel este de 12-14 grade, iar umiditatea aerului 85-95%. Este o temperatură și o umiditate constantă anul împrejur. Adâncimea tunelului variază de la 30 la 85 de metri. Spre exemplu, acum ne aflăm la aproximativ 40 de metri sub pământ deja. Deci, compania Milești Mici se specializează în prepararea vinului de consum curent, de calitate superioară și vinuri de colecție. La fel și vinuri spumante. Pentru maturare, vinul este păstrat în butoaie din lemn de stejar. Este un stejar special mai puțin poros, adus din Carpații, din Ucraina și din Rusia, din regiunea Krasnodar. În total avem aproximativ 1200 de butoaie, cel mai mic având 5 tone, iar cel mai mare aproximativ 12 tone. La fel, pentru maturare, vinul este păstrat în astfel de rezervoare din metal și în cisterne din inox, unde putem pune aproximativ 30 de tone de vin. Cantitatea totală care o putem păstra în subterană este de 65 milioane litri. Însă acum nu avem așa o cantitate mare, pentru că la fel noi și comercializăm această băutură. Așa că la momentul dat, nu toate butoaiele și nu toate rezervoarele sunt pline. Acum, dragi oaspeți, dacă doriți, puteți face câteva poze cu butoiul, cu cascada, după care o să ne continuăm excursia la colecția de aur, Milești Mici. Oaspeți, bine ați venit la colecția de aur Milești Mici. Cu această colecție, în anul 2005 am intrat în cartea recordurilor Guinness, drept cea mai mare colecție de sticle din lume, și anume avem aici 1,5 milioane de sticle.
Pe acest perete putem vedea și certificatul de la Cartea Recordurilor, unde puteți citi toată această informație. Spre exemplu, și numărul de sticle și kilometrii utilizați pentru păstrarea lor, iar mai jos este scris că prima sticlă a fost depozitată aici în anul 1968. Dar această sticlă, din păcate, astăzi nu mai este la noi în colecție. Astăzi, cea mai veche este din anul 1973. În colecție vin doar cele mai bune dintre vinurile noastre. Este un vin de o dublă maturare. Prima maturare a vinului are loc în butoaiele din lemn de stejar, iar a doua deja aici în colecție, în aceste căsuțe pe care noi le numim case. La fel, fiecare cază are și un pașaport unde putem găsi toată informația necesară despre caza respectivă, cum ar fi, de exemplu, iată aici. Deci această hârtie este pașaportul cazei, iar aici putem citi, spre exemplu, numărul cazei, mai jos este denumirea vinului, apoi anul roadei, anul îmbutelierii și numărul de sticle din caza respectivă. La prima vedere, toate cazele par de o mărime, însă toate sunt diferite în dependență de cum a fost tăiată piatra de aici. Spre exemplu, putem lua această cază sau acolo sus, care ca formă sunt diferite. La fel, este foarte important să știm că sticla cu un vin de colecție se păstrează întotdeauna în poziție orizontală, astfel încât dopul sticlei, care este făcut din plută natural, să fie în permanență umed. În așa mod, în sticlă nu va pătrunde aerul, nu va permite microorganismelor să se dezvolte, care vor influența gustul și calitatea vinului. Pentru același scop, ca aerul să nu pătrundă în sticle, gâtul acesteia, deci această parte, este prelucrat cu ceară. Este un fel de ceară roșie specială. La o păstrare corectă, vinul poate trăi cel alb 25-30 de ani, cel roșu 50-60, iar vinul dulce de desert 150, chiar și mai mult, datorită procentului mare de alcool și zahăr. Spre exemplu, unul din vinurile de desert care le avem aici este Auriu. Este un vin dulce din strugurii Traminer, cu 16% de alcool și 16% de zahăr, iar în aroma lui putem găsi nuanțe de trandafir. Sticlele de la noi din colecție la fel merg și în vânzare. Spre exemplu, aici le putem vedea demonstrate cum arată sticla cu un vin de colecție când ajunge la magazin. Deci, respectiv, sticla este curățată, este spălată, ceara din jurul gâtului acesteia este schimbată, însăși dopul nu este schimbat niciodată, rămâne tot același din plută natural. Avem o etichetă unde putem găsi denumirea vinului, denumirea companiei, mai jos este denumirea vinului, iar în spate vedem o descriere a acestui vin în limba română și în limba engleză. Apoi, scris de mână deja, anul roadei, anul îmbutelierii și numărul sticlei respective. Deci toate sticlele de colecție sunt numerotate. La fel, pe sticla cum vin de colecție, putem vedea o hartă a orășelului nostru subteran, cu toate galeriile care le vedem, și o sigilă, la fel, din ceară roșie. Iar la noi în colecție, odată la 3 ani, se organizează o degustație, deci se adună o comisie de specialiști pentru a degusta vinul din fiecare cază și a decide de unde putem vinde și de unde nu. Din acest motiv, unele din case sunt încă pline, iar altele sunt deja pe jumătate goale. Pentru că de aici vinul se vinde, ei gustă din fiecare cază câte o sticlă, timp de 2 luni, stau aici în colecție. Cel mai vechi vin, astăzi, de la Mileștii Mici, este Buchetul Moldovei, din anul 1973. Acest vin este un vin dulce, de desert, cu 16% de alcool și 16% de zahăr, din strugurii Feteasca, Aligote și Rcațtel. La gust, această băutură amintește un pic de băutura Martini și valorează sticla aproximativ 2000 de euro. În magazin o puteți găsi cu acest preț.
La fel, acest vin este declarat o parte a patrimoniului național al Republicii Moldova. La fel ca parte a patrimoniului național, la noi se păstrează vinuri ca Nectar, Utrenia Rosa sau Marsala. Aceasta este o altă galerie a colecției noastre, unde putem găsi vinuri ca, spre exemplu, vinul Trandafirul Moldovei. Este iarăși un vin de desert, din struguri Traminer Alb și Traminer Rosea. Un pic la aromă amintește de dulceața din petale de trandafir. Are 16% de alcool și 16% de zahăr și este foarte mult preferat de către doamne sau domnișoare în special. Iar aici, în spatele meu, avem două tuneluri care în final se întâlnesc în cel mai adânc punct al galeriei noastre, la 85 de metri sub pământ. Deci este ca în expresia toate drumurile duc la Roma. Puteți alege unul și în final o să vă întâlniți. Chiar dacă doriți, puteți să vă și despărțiți pentru că nu o să ne rătăcim. Nu e așa de lung drumul, deci chiar se vede capătul aici. Aici avem așa vinuri, cum ar fi vinul Codru. Vinul Codru păstrat în colecție este vinul care a luat cele mai multe medalii la concursurile internaționale și naționale de între vinuri. Este un vin de cupaj din struguri Cabernet Sauvignon și Merlot. Deci aici este cel mai adânc punct al galeriei noastre, ne aflăm acum la 85 de metri sub pământ. La fel, aici la noi se păstrează vinul spumant. Este aceeași băutură ca și șampania, doar că nu avem dreptul să o numim așa, pentru că șampania este un brand al Franței, a regiunii Champagne. Iar aici, în spatele meu, este reprezentată metoda clasică, metoda champenoise utilizată în Franța pentru prepararea vinului spumant. Deci vinul se toarnă într-o sticlă specială, mai groasă la sticlă decât cea obișnuită, apoi acolo se adaugă bentonită și levuri. Și sticla este ținută în așa poziție, iar odată, la câteva zile, cineva vine aici pentru a le întoarce la 15 grade. Acest proces ajută sedimentele să se adune în gâtul sticlei. Deci, așa, sticla este întoarsă și fiecare sticlă are și un semn pentru a ajuta să înțelegem unde au rămas cele 15 grade. Putem vedea cum în gâtul sticlei se adună sedimentele, după care partea aceasta sticlei este înghețată cu azot la minus 27 de grade. Și acest dob din plastic împreună cu sedimentele este scos și înlocuit deja cu un dob din plută natural. Presiunea într-o sticlă cu spumant este aproximativ de 5-7 atmosfere. Din acest motiv, uneori aceste sticle pot exploda sau împușca din aceste dopuri, cum vedem, de exemplu, chiar aici, o sticlă fără dop. Deci vinul spumant, preparat de compania Milești Mici, are denumirea de Moldova Deluxe. Este un vin alb, spumant, vin roșu și la fel roze, care este unul roz. Iar în pașapoarte putem vedea spumantul sub denumirea de cuvée. Cuvée în franceză înseamnă cupaj. Este un amestec de struguri. În special se utilizează strugurii chardonnay, muscat, aligoté. La fel putem vedea că acest dob din plastic îi permite un pic vinului se respire și el deja formează o cantitate mai mare de mucegai deasupra, cum vedem aici. Deci în subterană la noi putem găsi foarte multe tipuri de mucegai, peste 100 chiar. Ar fi alb, verde, negru. În anul 2011, compania noastră a început a practica darea în chirie a acestor case. Deci puteți cumpăra vin și îl puteți lăsa aici la păstrare. Spre exemplu, primii trei proprietari de case de la noi sunt oameni de afaceri din China. Ei au cumpărat vinul și l-au lăsat aici pentru păstrare. Avem aici câteva case care sunt închiriate, deci au gratii, au și un lacăt. Da, când am intrat le-am văzut.
Mimii. Primii trei sunt oameni de afaceri din China și până când sunt și unicii. Deci, fiecare căsuță are și o tabliță așa, unde putem citi numele proprietarului, iar în fiecare casă este un pașaport, unde putem citi ce vinuri au ales dumnealor pentru a le păstra aici. La fel, dragi oaspeți, aici am terminat cu partea teoretică a excursiei noastre. Acum mergem la sala de degustare pentru partea practică. Acesta este soarele nostru subteran, este un semn al ospitalității noastre. La fel se spune că după degustare, oaspeții noștri trebuie să se întoarcă aici, să-l privească și acest soare îi poate hipnotiza, să se întoarcă la noi în fiecare săptămână. Iar acum vă invit în sala de degustare, care este ca un fel de casă mare pentru noi, unde primim oaspeții. Venit în sala de degustare, iar pe acest perete avem reprezentată o legendă a vinului și personajul care îl vedem aici este Bacchus, zeul vinului. Pe acest perete, conform acestei legende, se spune că într-o zi Bacchus a gustat un strugure, cum vedem aici. I-a plăcut și a decis să facă o băutură din acest strugure, însă băutura s-a primit prea dulce, lui Bacchus nu i-a plăcut, chiar s-a enervat din cauza aceasta, aruncând-o într-o parte și uitând de ea. Peste câteva zile, însă, a decis să mai guste odată. Cum băutura stătuse la soare, se fermentase, se transformase în vin, lui Bacchus deja i-a plăcut, iar după chipul lui putem să ne dăm seama că și-a exagerat un pic cu degustarea. Și în ultima zi, Bacchus a făcut și o concluzie foarte importantă, că nu contează cât vin bei, principalul este să rămâi un gentleman și atunci totul va fi ok. Iar pe acești perieți putem vedea poze cu personalități renumite ce au vizitat subterana noastră, cum ar fi, spre exemplu, actorul Steven Seagal sau președintele Jimmy Carter sau Moș Crăciun, la fel o personalitate foarte renumită în întreaga lume. Michel Platini aici este. Pentru dumneavoastră avem rezervat aici un loc. Acum vă invit în sala noastră mică de degustare, care la fel se mai numește și sala lui Bacchus, pentru că avem aici o statuie a lui Bacchus și din câte putem noi observa, lui nu i-a rămas nimic de băut, pentru că prietenii lui, reprezentați în aceste sculpturi, au băut tot vinul și nu i-au lăsat nimic. Pe chipul fiecăruia putem vedea chiar cine și cât a servit. Spre exemplu, ca în prima etapă, omul este serios, apoi începe a cânta, a râde, apoi are diferite dispoziții și stări de spirit până la ultima, când se comportă deja ca o maimuță. La fel, după degustare, sfătuim oaspeții noștri care au destul curaj să se întoarcă aici pentru a se regăsi în una din aceste imagini. Așa că fiți atenți, o să vă invit. Acum mergem mai departe. Republica Moldova, noi avem și o tradiție. Fiecare gospodar adevărat face vin, iar vinul este păstrat în butoaie de acest fel. Și când vin oaspeți la noi, îi invităm pentru a-i servi cu cel mai bun vin direct de la butoi. Dar cum la Milești Mici noi avem foarte mulți oaspeți în toată ziua, aceste butoaie nu ne sunt destul. Și am decis să facem 4 butoaie mari și acum vreau să invit unul din dumneavoastră.
Cine dorește să fie? Poftim! Poftim! Ce se face? Să gustați vinul. Treceți aici, puneți paharul aici și învârtiți în acest mâner. Repede, 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 așa. Așa, învârtiți, 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 învârtiți. Deci este o glumă. În realitate, aceasta este o ușă, ușa de la sala noastră mare de degustare. Bine ați venit! Oaspeți, bine ați venit în sala noastră mare de degustare. Aici avem o masă mare pentru oaspeții noștri, în frunte cu Ștefan cel Mare, iar pe masă avem două cărți. Prima este o carte a impresiilor, unde dumneavoastră puteți lăsa un mesaj pentru noi, iar a doua carte este un exemplar al cărții recordurilor din anul 2007, cu imaginea colecției noastre pe copertă, iar în carte puteți citi mai multe detalii despre recordul nostru, chiar pe primele pagini, doar că în limba engleză. Încă un lucru interesant care îl avem în sala mare de degustare este harta orășelului nostru subteran, cu cei 55 de kilometri pe care noi utilizăm pentru păstrarea vinului. Iar traseul care l-am parcurs astăzi a fost în felul următor. Deci am intrat aici, apoi pe acest drum am mers la cascadă, unde am avut prima stație, apoi am mers la sala de colecție. Aici ne-am întors și ne aflăm acum aici, în sala mare de degustare, unde suntem la 60 de metri sub pământ. Îl puteți vedea aici pe bafus și acest șemineu din spatele dumneavoastră care funcționează și fumul acestuia se ridică la 60 de metri sub pământ. Iar acum, dragi oaspeți, vă invit la degustarea propriu-zisă. Locurile dumneavoastră sunt în capul mesei mari. Te puteți lua fiecare câte un loc. Începem degustarea, de obicei, cu cel mai ușor dintre vinuri. Dintre vinurile care avem noi este vinul alb. Este un Sauvignon din anul 2011 cu 10% de alcool. Este important să știți că paharul cu vin alb se ține întotdeauna de picior. Vinul alb se servește la o temperatură de 12-14 grade. Pentru a-l îmbogăți cu oxigen, în acest mod învârtim paharul, astfel aroma vinului devine mai puternică. În vinul Sauvignon putem găsi nuanțe de coacăză neagră. Vinul alb se potrivește bine cu salata de legume proaspete, cu peștele, cu produsele de mare în genere și cu carnea albă. După ce gustăm din primul vin, este necesar să mâncăm ceva, de dorit o felie de pâine, nucă sau cașcaval pentru a dezbate gustul. Următorul vin care îl încercăm din vinurile care le avem noi este cel roșu. Este un vin de consum curent, se numește Merlot, la fel din anul 2011. Paharul cu vin roșu se ține deja în mână. Vinul roșu se încălzește până la temperatura camerei. La fel, repetăm procedura cu învârtitul paharului și îl îmbogățim cu oxigen. În acest vin putem găsi nuanțe de vișină și fructe de pădure răscoapte. Acest vin deja se potrivește mai bine cu carnea de miel, cu cașcavalul și cu carnea de porc. La fel repetăm procedura cu nucă, pâine sau cașcaval și gustăm al treilea vin, care este mărgăritar. Este un vin dulce, de desert, cupaj din strugurii muscat și aligote din anul 2005, deja cu 16% de alcool și 16% de zahăr și în aroma lui putem găsi nuanțe de miere și gutuie. Acest vin deja se potrivește mai bine cu deserturile, cum ar fi înghețata, ciocolata sau alte dulciuri.